citește Simona Soare. Teddy, îți arăt eu ție minunată, drăguțule, dacă nu te dai jos imediat de pe valiza mea. Să știi că nu glumesc, zise domnul McCardle. Vorbea dintr-unul din cele două paturi gemene, cel depărtat de hublou, scoțând mai degrabă un chelălăit decât un oftat, împinse cu dușmănie cearșaful de pe picioare până își descoperi glesnele, ca și când orice fel de cuvertură ar fi devenit dintr-o dată greu de suportat pentru trupul său slab ars de soare. Zăcea întins cu fața în sus, numai cu pantalonii de pijama pe el, cu o țigară aprinsă în mână. Capul îl avea ușor ridicat, doar atât cât să se sprijine incomod, aproape masochist, chiar pe muchia tăbliei. Perna, la fel ca și scrumiera, se afla pe dușumea între patul său și cel al doamnei McCardle. Fără să se ridice cu tot trupul, întinse o mână cu pielea roșie și inflamată și scutură scrumul în direcția vagă a noptierei. Suntem în octombrie pentru Dumnezeu, spuse el. Dacă și asta e vreme de octombrie, atunci cum trebuie să fie în august? Își întoarse din nou capul spre dreapta, acolo unde era Teddy, căutând motive de harță. Hai odată, spuse, pentru cine dracu crezi că vorbesc pentru mine, dă-te jos de acolo, te rog. Teddy se urcase cu picioarele pe o valiză nouă din piele de vițel ca să vadă mai bine prin hublou. Purta niște pantofi foarte murdari de pânză albă cu talpă de gumă, pantaloni scurți de rips, care erau cel puțin cu un număr mai mari, un maieu cu mânecuțe uzat de atâta spălare, care avea pe umărul drept o gaură cât un bănuț, și o curea din piele de crocodil neagră, distonantă prin frumusețea ei. Părul ar fi trebuit tuns, mai ales la ceafă, pentru a șterge impresia aceea neplăcută pe care ți-o lasă un puști cu capul prea dezvoltat și gâtul subțire ca o trestie. Teddy, m-auzi? Teddy nu se apleca în afară atât de tare sau de primejdios cum sunt tentați să facă îndeopște puștii. Amândouă picioarele le avea de fapt lipite cu toată talpa de valiză, dar nu era la fel de rezervat și în ceea ce privește înclinația corpului. Capul era mai mult afară decât înăuntru. Cu toate acestea, putea auzi deslușit vocea tatălui său, o voce, adică unică în felul ei. Domnul McCardle interpreta rolurile principale în numai puțin de 3 seriale radiofonice când se găsea la New York și beneficia de ceea ce s-ar fi putut numi vocea unui actor principal de clasa a treia. O voce narcisistă prin profunzimea și rezonanța ei, făcută să domine în orice clipă vocea oricui s-ar fi găsit cu el în cameră și, în caz de nevoie, chiar și pe aceea a unui băiețel. Când se afla în vacanță de la corvezile ei profesionale, această voce cocheta cu volumul său cu un soi de fermitate calmă de proveniență teatrală. În momentul de față, volumul funcționa perfect. Teddy, fir ar să fie, n-auzi ce spun? Teddy se răsuci din mijloc fără să schimbe poziția precaută a tălpilor pe valiză și îi aruncă părintelui său o privire întrebătoare, rotundă și candidă. Ochii lui, nu prea mari și de un brun spălăcit, erau puțin șașii, stângul mai mult decât dreptul. Nu erau însă atât de șașii încât să-i desfigureze fizionomia feței sau să fie perceptibil la prima vedere. Erau doar atât cât să te facă să amintești acest lucru și numai în legătură cu faptul că ar fi trebuit să stai mult la îndoială până să-i dorești ceva mai drepți, mai adânci, mai bruni sau mai îndepărtați. Fața lui, așa cum era, purta amprenta unei autentice frumuseți, chiar dacă ți se înfățișa cu greu și pe ocolite. Te-am rugat să te dai jos imediat de pe valiză, de câte ori vrei să-ți spun? Întrebă domnul McCardle. Stai acolo unde ești, îngeraș, spuse doamna McCardle, pe care, evident, în acea dimineață o chinuiau puțin sinusurile nazale. Ochii și ținea abia mijiți, doar atât cât să vadă. Nu te mișca niciun milimetru. Stătea culcată pe partea dreaptă cu capul înfundat în pernă și întors spre stânga în direcția lui Teddy și a hubloului și cu spatele spre soțul ei. Cel de-al doilea cearșaf era înfășurat strâns în jurul trupului ei, probabil gol, acoperind-o cu mâini cu tot până sub bărbie. Sări în sus și în jos, spuse ea, închizând ploapele, fă praf valiza lui tăticu. Ce să-ți spun, îl înveți niște lucruri al dracului de inteligente, vorbi domnul McCardle cu vocea-i calmă și sigură, adresându-se către ceafa soției sale. Dau 22 de lire pe o valiză și îl rog politicos pe băiat să facă bine să nu se urce cu picioarele pe ea, iar tu îi spui să sară în sus și în jos. Cum vrei să iau asta, drept o glumă? Dacă valiza aia nu poate să țină un băiețel de 10 ani, care pe deasupra mai are și cu 6 kg mai puțin decât ar trebui să aibă la vârsta lui, atunci să nu mai prind în cabină, zise doamna McCardle fără să deschidă ochii. Știi ce aș avea chef să fac? Întrebă domnul McCardle. Aș avea chef să-ți crăpa furisitul tău de cap în două. Și de ce n-o faci? Domnul McCardle se ridică brusc într-un cot și strivi mucul țigării pe placa de sticlă a noptierei.
Într-una din zilele astea, începu el pe un ton funest. Într-una din zilele astea o să sfârșești într-un tragic, foarte tragic atac de inimă, zise doamna McArdle cu minimum de efort. Fără să-și scoată mâinile, își înfășură cearșaful și mai strâns în jurul trupului. Ți se va face o înmormântare discretă și elegantă și toată lumea o să se întrebe cine-i femeia aceea seducătoare în rochie roșie din primul șir care cochetează cu organistul cu o mutră de mironosiță. Ai atâta haz încât nu m-am uzi deloc, spuse domnul McArdle, lăsându-se din nou pe spate fără pic de vlagă. În timpul acestui mic schimb de replici, Teddy își întoarse capul și început din nou să privească prin hublou. Azi dimineață la 3:32, ne-am întâlnit cu Queen Mary, care mergea în sens opus în caz că vă interesează, rosti el rar, ceea ce mă îndoiesc. Vocea lui fascina prin inegalitatea ei ciudată, așa cum sunt vocile băiețașilor. Fiecare cuvânt era mai degrabă ca o veche insulă inundată din toate părțile de o mare miniaturală de whisky. Stewardul acela pe care nu-l poate suferi Booper, continuă el, a notat pe tăbliță. Îți dau eu ție, Queen Mary, dacă nu cobori în secunda asta de pe valiză, spuse tatăl său. Își întoarse capul spre Teddy. Dă-te jos de acolo imediat. Du-te și te tunde sau fă ceva. Își pironi din nou privirea în ceafa soției sale. Are o mutră de copil precoce pentru Dumnezeu. N-am niciun ban, spuse Teddy. Își fixă mai bine mâinile pe pervazul hubloului și își sprijini bărbia pe dosul degetelor. Mamă, îl știi pe domnul acela care șade chiar lângă noi la restaurant? Nu cel foarte slăbuț, celălalt, de la aceeași masă, chiar lângă colțul unde își așează chelnerul nostru tava. Mhm, făcu doamna McArdle. Teddy, dragule, las-o pe mămica să mai doarmă încă 5 minute, ca un copil dulce ce ești. Așteptă numai o clipă, am să spun ceva foarte interesant, zise Teddy, fără să-și ridice bărbia de pe locul ei de sprijin și fără să-și desprindă ochii de pe suprafața oceanului. Era și el în sala de gimnastică acum câteva zile când mă cântărea Sven. S-a apropiat de mine și a început să-mi vorbească. A ascultat ultima bandă pe care am înregistrat-o, nu cea din aprilie, cealaltă din mai. A fost invitat la o petrecere la Boston chiar înainte de a pleca în Europa și cineva de acolo cunoștea pe unul din membrii comisiei de examinare Lydecker. N-a spus pe cine, așa că au împrumutat ultima mea bandă și au pus-o să o asculte la petrecere. Părea foarte interesat de ea. E prieten cu profesorul Babcock. Mi se pare că și el e profesor. Zice că a stat toată vara la Trinity College la Dublin. O, făcu doamna McArdle, zici că au ascultat-o la o petrecere? Privea somnoroasă, fără să se miște picioarele lui Teddy. Așa cred, spuse Teddy. I-a povestit lui Sven o mulțime de lucruri despre mine, fără să-i pese că eram și eu de față. A fost cam penibil. De ce să fie penibil? Teddy ezită un moment. Am spus cam penibil, am precizat termenul. O să te precizez eu pe tine, drăguțule, dacă nu te dai naibii jos de pe valiză, spuse domnul McArdle. Tocmai își aprinsese o țigară. Număr până la 3. 1. Firar să fie. 2. Cât e ceasul? Întrebă deodată doamna McArdle, vorbind cu picioarele lui Teddy. N-ai cu Booper lecția de not la 10:30? Mai e vreme, spuse Teddy. Buf! Brusc își scoase tot capul pe hublou și rămase cu el așa câteva secunde, apoi și-l trase înăuntru pentru a raporta. Cineva tocmai a aruncat un coș plin cu coș de portocale pe fereastră. Pe fereastră, pe fereastră, comentă domnul McArdle sarcastic, scuturând scrumul țigării. Pe hublou, drăguțule, pe hublou! Se întoarse spre soția lui. Cheamă Bostonul. Repede, cheamă la telefon comisia de examinare Lydecker. Ah, cât ești de spiritual, spuse doamna McArdle. Nu știu la ce te mai omori atâta. Teddy își retrase aproape tot capul. Plutesc tare frumos, spuse el fără să se întoarcă. Foarte interesant. Teddy, îți spun pentru ultima oară. Am să număr până la 3, după care am să... Nu mă refer la felul cum plutesc, spuse Teddy. E interesant că știu că se află acolo. Dacă nu le-aș fi văzut, n-aș ști că se află acolo. Și dacă n-aș ști că se află acolo, n-aș putea afirma nici măcar că există. E un exemplu perfect și drăguț de felul cum... Teddy, îl întrerupse doamna McArdle fără să se miște de sub cearșaf. Du-te și caut-o pe Booper. Unde-i acum? N-am niciun chef să hoinărească și azi prin soarele acela așa arsă cum e. E îmbrăcată cum trebuie. O parte din coji au și început să se scufunde. Peste câteva clipe, singurul loc în care or să mai plutească o să fie în mintea mea. Ceea ce e foarte interesant, deoarece, dacă stai să judeci dintr-un anumit punct de vedere, acolo au început să plutească prima dată. Dacă nu m-aș fi aflat aici niciodată, sau dacă cineva ar fi venit și mi-ar fi retezat capul în timp ce... Unde e acum? Întrebă doamna McArdle. Uită-te la mama o clipă, Teddy.
Teddy se întoarce și se uită la maică-sa. Ce? Întrebă el. Unde-i Booper acum? N-am niciun chef să o știu, hoinărind pe punte printre șezlonguri și plictisind oamenii. Dacă individul ăla oribil, n-avea nicio grijă, i-am dat aparatul de fotografiat. Domnul McCardle sări într-un cot ca ars. I-ai dat aparatul de fotografiat? Cine dracu a mai pomenit așa ceva? Aparatul meu, Leica. N-am să admit ca o fetiță de 6 ani să-și bage nasul în... I-am arătat cum să-l țină ca să nu-l scape pe jos, spuse Teddy, și i-am scos, bineînțeles, filmul. Să-mi aduci aparatul, Teddy. M-auzi? Dă-te jos în secunda asta de pe valiză și adu-mi aparatul în cel mult 5 minute. Altminteri s-ar putea să avem și un mic geniu printre victimele acestui an. E clar? Teddy se răsuci pe călcâie și coborâ de pe valiză. Se aplecă să-și lege șiretul de la pantoful stâng, în timp ce taică-său, rezemat în cot, îl urmărea cu privirea ca un gardian. Spune-i lui Booper că vreau să o văd, zise doamna McCardle, și dă-i mamei un pupic. Terminând de legat șiretul, Teddy o sărută fără tragere de inimă pe maică-sa pe obraz. La rândul ei, doamna McCardle își scoase un braț de sub cearșaf, ca și când ar fi vrut să cuprindă mijlocul lui Teddy, dar până când reuși să-l scoată în întregime, băiețelul se și depărtase. Înconjurând patul ei, pătrunse în spațiul dintre cele două paturi gemene. Acolo se aplecă și apoi se ridică cu perna tatălui său sub brațul stâng și cu scrumiera de sticlă, care își avea locul pe noptieră, în mâna dreaptă. Trecând scrumiera în mâna stângă, se duse la noptieră și mătură cu palma scrumul și mucurile de țigară în scrumieră. Apoi, înainte de a așeza scrumiera la locul ei, șterse bine urma fină de scrum de pe placa de sticlă a noptierei. Își șterse apoi mâna de pantaloni, după care așeză scrumiera cu nemăsurată grijă pe tăblia de sticlă, ca și când ar fi fost convins că singurul punct în care putea fi așezată o scrumieră era centrul de echilibru al noptierei. În acel moment, tatăl său, care îi urmărise până atunci fiecare mișcare, renunță să-l mai privească. Ai nevoie de pernă? Întrebă Teddy. Am nevoie de aparatul de fotografiat, tinere. Nu pot să stai comod în poziția aia, spuse Teddy. E imposibil. Îți pun perna aici. Așeză perna la capătul patului, acolo unde nu o puteau ajunge picioarele tatălui său, și porni spre ieșirea din cabină. Teddy, zise maică-sa fără să se întoarcă, spune-i lui Booper că vreau să o văd înainte de lecția de not. De ce nu lași copilul în pace? Întrebă domnul McCardle. Am impresia că-ți pare rău că are și ea câteva nenorocite clipe de libertate. Știi cum o tratezi? Vrei să-ți spun exact cum o tratezi? O tratezi ca pe o criminală notorie. Notorie? O, ce cuvânt drăguț! Ai început să vorbești ca englezii, iubitule! Teddy zăbovi o clipă în prag, răsucind gânditor mânerul ușii de la dreapta la stânga. După ce am să ies pe ușa asta, n-am să mai exist decât în mintea cunoștințelor mele, spuse el. Poate că sunt și eu o coajă de portocală. Ce spui, puișor? Întrebă doamna McCardle de la celălalt capăt al cabinei, culcată tot pe partea dreaptă. Dă-i zor, drăguțule, adu-lei ca aia în cabină. Vino și dă-i mămichi un pupic, unul mare și dulce. Mai târziu, spuse Teddy absent, sunt obosit, și închise ușa după el. Ziarul cotidian al vasului se afla chiar în pragul ușii. Era o singură foaie de hârtie lucioasă, tipărită doar pe o parte. Teddy îl ridică și începu să citească în timp ce o pornia gale de-a lungul coridorului ce ducea spre pupă. Dinspre capătul opus venea spre el o femeie voinică într-o uniformă albă, scrobită, care avea în mână o vază cu trandafiri roșii. Când trecu pe lângă Teddy, își întinse mâna stângă și l-atinse pe creștetul capului, spunând, cineva ar trebui să se tundă. Teddy își ridică atent ochii de pe ziar, dar femeia trecuse și nu întoarse capul după ea. Continuă să citească. La capătul punții, în fața unei picturi murale imense, înfățișându-l pe Sfântul Gheorghe în luptă cu balaurul, care atârna deasupra palierului, împături ziarul și îl puse în buzunarul stâng al pantalonilor. Apoi urcă treptele late și scunde, acoperite cu mochetă, spre puntea principală, la nivelul imediat următor. Urca tot câte două trepte deodată, dar încet, ținându-se cu mâna de balustradă și lăsându-și toată greutatea trupului pe ea, ca și când urcarea scării ar fi fost pentru el, ca de altfel pentru mulți copii, un scop în sine extrem de plăcut. Ajuns pe palierul punții principale, se duse direct la ghișeul casieriei, unde se afla în acel moment o tânără drăguță în uniformă de marinar. Tocmai prindea cu o agrafă niște foi șapirografiate. Puteți să-mi spuneți, vă rog, la cât începe azi jocul acela? O întrebă Teddy. Poftim? Puteți să-mi spuneți la cât începe azi jocul acela? Tânăra îi dărui un zâmbet rujat. Care joc, puișor? Știți care, jocul acela cu cuvinte care s-a ținut și ieri și alaltăieri, când ți se cerea să găsești cuvintele care lipseau. Trebuia în primul rând să pui fiecare cuvânt în context. Tânăra rămase în mână cu cele trei foi pe care voia să le introducă în perforator.
O, spuse ea, nu cred să fie mai devreme de după amiază. Mi se pare că în jurul orei 4. Nu e o oră cam nepotrivită pentru tine, scumpule? Nu, mulțumesc, spuse Teddy și dădu să plece. Așteaptă o clipă, puișor, cum te cheamă? Theodore McCardle, răspunse Teddy, dar pe dumneavoastră. Pe mine? Făcu tânăra zâmbind. Pe mine mă cheamă sublocotenent Matthewson. Teddy o privi cum apasă cu mâna perforatorul. Știam că sunteți sublocotenent, spuse el. Nu sunt tocmai sigur, dar cred că atunci când cineva te întreabă cum te cheamă, se presupune că trebuie să-ți pui numele în întregime. Jane Matthewson sau Phyllis Matthewson sau oricare ar fi el. O, serios? După cum spuneam, așa cred, zise Teddy. Nu sunt totuși sigur. Poate lucrurile se schimbă atunci când porți uniformă. La revedere! Făcu stânga împrejur și urcă scara spre puntea de promenadă, tot câte două trepte deodată, dar de data asta parcă s-ar fi grăbit. O găsi pe Booper, după cercetări prelungite, sus, pe puntea sporturilor. Se afla într-un unghi luminat de soare, aproape un luminiș, între două terenuri de tenis nefolosite. Ghemuită, cu soarele în ceafă și cu o briză ușoară ciufulindu-i părul blond și mătăsos, așeza foarte concentrată 12 sau 14 tăblițe de metal în două grămezi apropiate, una cu tăblițele negre și alta cu cele roșii. Un băiețel foarte mic, într-un costum de baie din pânză, o asista stând foarte aproape la dreapta ei în calitate de observator. Uite, spuse cu glas poruncitor Booper fratelui ei care se apropia. Se întinse și înconjură cele două stive de tăblițe cu brațele ca să-și pună în evidență isprava, separându-le de toate celelalte obiecte de pe vas. Myron, spuse ea cu dușmănie, adresându-se tovarășului ei, îmi faci umbră, așa că fratele meu nu poate să vadă, mișcă-ți hoitul. Închise ploapele și așteptă cu o strâmbătură stoică până ce Myron se dădu deoparte. Teddy se aplecă peste cele două grămezi de tăblițe și le privi cu ochi de cunoscător. E foarte drăguț, recunoscu el, foarte simetric. Tipul de colo, zise Booper arătând spre Myron, n-a auzit în viața lui despre jocul de table, nici măcar n-au unul acasă. Teddy îl măsură pe Myron cu o privire scurtă, obiectivă. Ascultă, îi spuse el lui Booper, unde-i aparatul de fotografiat? Tatăl vrea înapoi imediat. Nici măcar nu stă la New York, îl informă Booper pe Teddy, și tatăl lui a murit, a fost ucis în Coreea. Se întoarce spre Myron, nu-i așa? Întrebă ea și urmă, fără să aștepte răspunsul. Așa că, dacă-i moare și mama, rămâne orfan. Și el n-avea habar de asta. Se uită spre Myron. Așa-i că n-aveai habar? Myron își încrucișă brațele cu vădită indiferență. Ești cel mai mare nătărău din câți am văzut vreodată, îl repezi Booper. Cel mai mare nătărău de pe întreg oceanul, știai? Nu e, spuse Teddy. Nu ești Myron. Apoi se adresă surorii sale. Acordă-mi un moment de atenție. Unde e aparatul de fotografiat? Trebuie să mi-l dai imediat. Unde e? Acolo, spuse Booper, fără să indice vreo direcție anume. Trase cele două grămezi de tăblițe mai aproape de ea. Acum nu mi-ar mai trebui decât un uriaș, ca să joace table până a obosi și apoi să se cațere pe coșul acela și să înceapă să arunce coastea în toți și să-i omoare. Se uită la Myron. I-ar putea omorâ și pe părinții tăi, spuse ea cu intenție. Și dacă nici asta nu i-ar omorâ, știi ce ai putea face? Ai putea să pui o travă în jeleu și să-i faci songhită. Aparatul de fotografiat era la câțiva pași depărtare, chiar lângă grilajul alb care înconjura puntea sporturilor. Zăcea pe o latură în rigolă. Teddy se îndreptă într-acolo și îl ridică de curea, atârnându-l în jurul gâtului. Apoi îl scoase imediat și îl duse lui Booper. Booper, fă-mi un serviciu. Du-l, te rog, jos, spuse el. Eu trebuie să scriu în jurnalul meu. Sunt ocupată. Oricum, mama vrea neapărat să te vadă. Ești un mincinos. Nu sunt un mincinos, chiar vrea să te vadă, așa că te rog, ia aparatul cu tine când pleci. Haide, Booper. De ce vrea să mă vadă? Întrebă Booper. Eu nu vreau să o văd. Îl plesni deodată pe Myron peste mâna cu care tocmai voia să ia tăblița din vârful piramidei roșii. Jos mâinile, zise ea. Teddy atârnă curelușa aparatului de gâtul ei. Vorbesc foarte serios. Du-l jos la tata imediat și apoi ne vedem puțin mai târziu la bazin, spuse el. Sau mai bine, în fața cabinei unde-ți schimbi hainele. Să nu întârzi. Nu uita că bazinul e jos pe puntea E, așa că ai grijă să-ți rezervi timp suficient ca să ajungi acolo. Se întoarse și plecă. Te urăsc. Urăsc pe toată lumea de pe oceanul ăsta, strigă Booper în urma lui. Sub punta sporturilor, la capătul spațios al punții soarelui, se aflau vreo 75 de șezlonguri, toate fără excepție întinse, așezate la soare pe 7 sau 8 rânduri, cu spații între ele doar atât de largi cât să permită stewardului să treacă fără să se împiedice de lucrurile pasagerilor care se bronzau, truse de tricotat, cărți, sticle cu loțiuni pentru plajă, aparate de fotografiat.
La venirea lui Teddy, întreg perimetrul era aglomerat. El o porni de la rândul din spate, înaintând metodic de la un șir la altul, oprindu-se la fiecare scaun, fie că era sau nu ocupat, ca să citească numele înscris pe tablița de pe braț. Numai unul sau doi dintre călători îi adresară vreun cuvânt, mai bine zis, făcură unul din acele spirite stereotipe pe care adulții se simt obligați să le facă în fața unui puști de 10 ani care își caută absorbit scaunul ce-i aparține. Tinereța și aerul lui hotărât erau destul de evidente, dar poate că din ținuta de ansamblu lipsea cu desăvârșire sau în orice caz în mare măsură acea eleganță plină de solemnitate pe care cei mai mulți adulți sunt tentați să o interpeleze. Hainele lui trebuie să fie avut și ele o parte de vină. Gaura de pe umărul maieului nu era o gaură elegantă, după cum nici excesul de material din turul pantalonilor săi scurți sau chiar excesul de lungime nu erau excese elegante. Cele 4 șeslonguri ale familiei McCardle, cu pernele pe ele, gata pentru a fi ocupate, se aflau în mijlocul celui de-al doilea rând din față. Teddy se așeză pe unul din ele astfel încât, cu sau fără intenție, nimeni nu se afla în imediata lui vecinătate, de o parte sau de alta. Își întinse picioarele goale, albe, unul lângă altul, pe reazemul de picioare și scoase aproape în același timp din buzunarul drept al pantalonilor un carnețel din acelea de 10 cenți. Apoi, cu toată atenția concentrată asupra lui, ca și când numai el și carnețelul său ar mai fi existat pe lume, o lume fără soare, pasager sau vapor, începu să întoarcă filele. În afara unor scurte paragrafe scrise cu creionul, fusese folosit, după toate probabilitățile, un pix cu pastă. Scrisul era în stilul caligrafiei care se predă în mod curent în școlile americane, în locul mai vechii metode Palmer. Era citeț, fără a fi însă și frumos. Remarcabilă era însă cursivitatea. Cuvintele și propozițiile nu păreau în niciun chip sau, în orice caz, nu într-un chip mecanic, scrise de mâna unui copil. Teddy citi pe îndelete ceea ce părea a fi ultima sa notație. Aceasta ocupa mai bine de 3 pagini. Jurnal pe data de 27 octombrie 1952, proprietatea lui Theodore McCardle, puntea A, cabina 412. Recompensa avantajoasă găsitorului care îl restituie de îndată lui Theodore McCardle. Vezi dacă poți găsi plăcuța lui tăticu din armată și poartă-o ori de câte ori vei avea prilejul. N-ai să mor din asta, iar lui o să-i facă plăcere. Răspunde profesorului Mendel la scrisoare de cum vei avea timpul necesar și cheful să o faci. Roagă-l să nu-ți mai trimită cărți de poezie. Am suficiente pe un an întreg. Oricum, sunt sătul de ele. Un om hoinărește pe plajă și, din nenorocire, îi cade o nucă de cocos în cap. Capul lui, din nefericire, se crapă în două. Apoi vine soția lui pe plajă, fredonând un cântec și zărește cele două jumătăți, le recunoaște și le culege de pe jos. Se întristează foarte tare și începe să plângă de ți se rupe inima. Iată motivul pentru care sunt sătul de poezie. Ce s-ar întâmpla dacă doamna ar culege pur și simplu cele două jumătăți de pe jos și ar țipa la ele furioasă? Gata! Totuși, nu aminti de asta când vei răspunde la scrisoare. E prea polemic și doamna Mendel mai e și poetă pe deasupra. Află adresa lui Sven din Elizabeth, statul New Jersey. Ar fi interesant să-i cunoști soția și de asemenea câinele său, Lindy. Totuși, nu mi-ar plăcea să am eu însumi un câine. Scrie o scrisoare de compasiune doctorului Wokawara în legătură cu nefrita lui. Află noua lui adresă de la mama. Încearcă mâine, înainte de dejun, un ceas de meditație pe puntea sporturilor, dar nu-ți pierde cunoștința. De asemenea, ai grijă să nu-ți pierzi cunoștința în sala de mese dacă chelnerul acela mai scapă polonicul din mână. Tăticu s-a supărat foarte tare. Cuvinte și expresii de căutat la bibliotecă mâine când voi restitui cărțile. Nefrită, miriadă, cal de dar, abilitate, triumvirat. Fii mai drăguț cu bibliotecarul, discută generalități cu el când începe să se prostească. Pe neașteptate, Teddy scoase din buzunarul lateral al pantalonilor un pix cu pastă minuscul în formă de glonț și începu să scrie. Își sprijini carnețelul pe genunchi, nu pe brațul șeslongului. Jurnal pe data de 28 octombrie 1952, aceeași adresă și recompensă ca cele menționate pe data de 26 și 27 octombrie 1952. Am scris azi dimineață, după ceasul de meditație, scrisori următoarelor persoane. Doctorul Wokawara, profesorul Mendel, profesorul Pete, Burgess Hake Jr., Roberta Hake, Sanford Hake, bunica Hake, domnul Graham, profesorul Walton. Aș fi putut să o întreb pe mama unde e plăcuța lui tăticu, dar probabil mi-ar fi spus că nu sunt obligat să o port. Știu că a luat-o cu el, l-am văzut împachetând-o.
Viața e ca un cal de dar, după părerea mea. Cred că e o lipsă de bună cuviință din partea profesorului Walton să-mi critique părinții. El ar vrea ca toți oamenii să fie într-un anumit fel. Se va întâmpla sau azi sau la 14 februarie 1958, când voi împlini 16 ani. E ridicol chiar să-și menționez acest lucru. După ce termină de scris această ultimă notație, Teddy rămase cu privirea pironită asupra foii și cu pixul suspendat în aer, ca și când ar mai fi avut ceva de adăugat. Nu văzuse pe semne că avea un admirator solitar și insistent. La vreo 4 metri de primul șir de scaune și la vreo alți 5 sau 6 în spatele lui, în soarele strălucitor, un tânăr îl privea nemișcat, cocoțat cu picioarele pe balustrada punții. Stătea acolo de vreo 10 minute. Era limpede că tânărul lua acum un fel de hotărâre, deoarece își coborâ brusc picioarele de pe balustradă. Rămase un moment pe loc, cu privirea întoarsă spre Teddy, apoi se îndepărtă. Dar după mai puțin de un minut, reapăru între șirurile de șezlonguri, o apariție inoportună prin verticalitatea ei. Începui imediat să-și facă loc prin intervalul dintre scaune, aruncând mici umbre stânjenitoare pe romanele călătorilor și călcând destul de nepăsător, având în vedere faptul că era singura persoană în picioare, peste trusele de tricotat și alte marafeturi. Teddy nu păru să observe nici acum că cineva stătea la picioarele șeslongului sau că, în definitiv, îi arunca o umbră pe carnețel. În schimb, câțiva oameni, cu unul sau două rânduri mai în spate, fură distrași. Își ridicară ochii spre tânăr, așa cum numai oamenii întinși în șeslonguri știu să privească spre cineva. Tânărul avea însă o anumită prestanță în atitudinea lui, care promitea să se mențină la infinit, cu condiția să-și țină în continuare cel puțin una din mâini în buzunar. Salut, tinere, îi spuse lui Teddy. Teddy își înălță capul. Salut, spuse el. Închise carnețelul, de fapt mai mult lăsându-l să se închidă de la sine. Te super dacă mă așez o clipă? Întrebă tânărul cu o cordialitate ce părea a fi fără margini. Acesta e scaunul cuiva? Păi, toate patru aparțin familiei mele, spuse Teddy, dar părinții mei încă nu s-au sculat. Nu s-au sculat? Pe o zi ca asta, făcu tânărul. Se și lungise în șezlongul din dreapta lui Teddy. Scaunele erau așezate atât de aproape unul de altul, încât brațele li se atingeau. Ce sacrilegiu, spuse el, un adevărat sacrilegiu. Își întinse picioarele cu pulpele neobișnuit de groase, aproape ca niște torsuri omenești. Avea în cea mai mare parte ținuta obișnuită de pe coasta răsăritană. O tunsoare scurtă ca peria pe creștet, în picioare niște pantofi de golf scâlciați, iar între ele o uniformă cam eterogenă, șosete de lână gălbui, pantaloni negri cenușii, o cămașă cu guler detașabil, fără cravată și un veston cu dungi înspicate, care arăta de parcă și-ar fi făcut stagiul prin unul din cele mai populare seminare de la Yale, Harvard sau Princeton. O, Doamne, ce zi divină!" spuse el admirativ, uitându-se cu un ochi la soare. Pur și simplu, mă simt un biet pigmeu când e vorba de vreme." Își încrucișă glesnele. De fapt, am reputația că văd într-o zi ploioasă, absolut obișnuită, o insultă personală. Așa că ziua de azi e o adevărată binefacere pentru mine." Deși, în mod obișnuit, avea felul de a vorbi al unui om bine crescut, acum manifesta mai multă prudență decât ar fi fost necesar, ca și când ar fi încheiat o înțelegere tacită cu sine însuși că tot ceea ce va spune va suna corect, inteligent, literar, chiar amuzant sau captivant, nu numai pentru Teddy, dar și pentru cei din rândul imediat următor, dacă acești oameni s-ar fi întâmplat să asculte. Se uită la Teddy dintr-o parte și zâmbi. Tu în ce relații ești cu vremea?" întrebă el. Zâmbetul său, deși nu impersonal, era totuși convențional de circumstanță, ca și când n-ar fi interesat decât propria-i ființă. Eu nu judec vremea prea personal, dacă la asta vă referiți. Tânărul râse, lăsându-și capul pe spate. Excelent, zise el. Apropo, numele meu e Bob Nicholson. Nu știu dacă am ajuns până aici cu cunoștința în sala de gimnastică. Eu îți cunosc, bineînțeles, numele. Teddy își mută greutatea pe o parte a trupului și își vârâ carnețelul în buzunarul lateral al pantalonilor săi scurți. M-am uitat la tine cum scriai de acolo de sus, spuse Nicholson ca o constatare, indicând direcția cu capul. Doamne Dumnezeule, lucrai de zor ca un mic sobol. Teddy ridică privirea spre el. Notam ceva în carnețelul meu. Nicholson dădu din cap zâmbind. Cum a fost prin Europa? Întrebă el pe un ton de conversație. Ai petrecut bine? Da, foarte bine, mulțumesc. Pe unde ai fost? Teddy întinse brațul și își scărpină piciorul.
Păi, mi-ar lua prea mult timp ca să enumăr toate locurile pe unde am trecut, pentru că am fost cu mașina și am străbătut distanțe destul de mari. Se lăsă din nou pe spate. Totuși, mama și cu mine am stat mai mult la Edinburgh, în Scoția, și la Oxford, în Anglia. Cred că v-am spus în sala de gimnastică că a trebuit să dau interviuri în ambele locuri, mai ales la Universitatea din Edinburgh. Nu, nu cred că mi-ai spus. Mă întrebam și eu dacă ai dat cumva. Cum a mers? Te-au frecat tare? Poftim? Cum a mers? A fost interesant? Uneori da, alteori însă nu, răspunse Teddy. Am stat prea mult. Tata ar fi vrut să ne întoarcem la New York mai repede. Dar am fost anunțați că urmau să vină niște persoane din Stockholm, Suedia, și din Innsbruck, Austria, special ca să mă vadă, așa că a trebuit să așteptăm. Așa e întotdeauna. Teddy îl privi pentru prima dată drept în ochi. Sunteți poet? Întrebă el. Poet? Făcu Nicholson. Dumnezeule, nu. Din păcate, nu. De ce mă întrebi? Nu știu, poeții judecă întotdeauna atât de personal vremea. Ei își pun întotdeauna sentimentele pe seama unor lucruri lipsite de sentimente. Zâmbind, Nicholson își vârâ mâna în buzunarul hainei și scoase țigările și chibriturile. Eu aș fi crezut mai degrabă că acestea sunt capitalul lor de bază, zise el. Nu sentimentele îi preocupă pe poeți în primul rând? Teddy păru să nu-l audă sau să nu-l mai asculte. Rămăsese cu privirea pierdută deasupra celor două coșuri îngemănate de pe puntea sporturilor. Nicholson își aprinse destul de greu țigara, deoarece bătea o briză ușoară dinspre miază noapte. Se lăsă din nou pe spate și spuse: aud că ai lăsat în urmă un sobor destul de tulburat de... Nimic din glasul greierului nu vestește cât de aproape e sfârșitul, zise Teddy deodată. Pe acest drumeag nu calcă nimeni în zi de toamnă. Ce-i asta? Întrebă Nicholson zâmbind. Repetă ce ai spus. Sunt două poezii japoneze, n-au deloc banalitățile sentimentale ale altor poezii, spuse Teddy. Se aplecă brusc înainte, își înclină capul spre dreapta și se lovi ușor cu palma peste ureche. Mai am încă puțină apă în ureche de ieri, de la lecția de not. Se mai lovi de câteva ori ușor peste ureche, apoi se lungi din nou în șeslong, sprijinindu-și mâinile pe brațele scaunului. Era, bineînțeles, un șeslong de dimensiuni normale pentru un adult, așa că Teddy părea evident mult prea mic în el, dar avea în același timp un aer perfect relaxat, aproape senin. Aud că ai lăsat la Boston un sobor destul de tulburat de pedanți, repetă Nicholson privindu-l cu atenție. După acea mică controversă, după câte înțeleg eu, e vorba mai mult sau mai puțin de întreaga comisie de examinare Lydecker. Mi se pare că ți-am spus că am avut o discuție destul de lungă cu Al Babcock în iunie trecut. În aceeași seară, de fapt, am auzit și banda ta. Da, mi-ați spus. Aud că au fost destul de tulburați la sfârșit, insistă Nicholson. Din câte mi-a povestit Al, mi se pare că ați avut cu toții un fel de coridă, târziu, într-o seară, cred că în aceeași seară în care ați înregistrat și banda. Trase un fum din țigară. După câte înțeleg eu, le-ai făcut niște mici preziceri care i-au tulburat pe băieți din calea afară. E adevărat? Aș vrea să știu de ce consideră lumea că e atât de important să fii sentimental, zise Teddy. Mama și tata socotesc că te poți numi om numai dacă crezi că o mulțime de lucruri sunt foarte triste sau foarte supărătoare, sau știu eu, foarte nedrepte. Tatăl meu devine sentimental chiar și atunci când citește ziarul. Zice că eu sunt insensibil. Nicholson scutură scrumul țigării pe jos. Care va să zică, tu n-ai sentimente? Întrebă el. Teddy reflectă un moment înainte de a răspunde. Dacă am, nu țin minte să fi făcut uz vreodată de ele. Nu văd la ce ar fi bune. Dar îl iubești pe Dumnezeu, nu-i așa? Întrebă Nicholson, poate cu prea mult calm în voce. Nu-i acesta, ca să zic așa, punctul tău forte? Din câte am auzit pe bandă și din câte mi-a spus Al Babcock... Da, firește că-l iubesc, dar nu-l iubesc sentimental. El nu ne-a spus niciodată că trebuie să-l iubim sentimental, zise Teddy. Dacă aș fi eu Dumnezeu, cu siguranță că n-aș pretinde oamenilor să mă iubească sentimental. Îți iubești părinții, nu-i așa? Da, foarte mult, răspunse Teddy, dar după câte văd, vreți să mă faceți să folosesc cuvântul ăsta cu sensul pe care îl doriți dumneavoastră. Foarte bine atunci, cu ce sens vrei tu să-l folosești? Teddy reflectă o clipă. Știi ce înseamnă cuvântul afinitate? Întrebă el, întorcându-se spre Nicholson. Am o vagă bănuială, răspunse Nicholson. Eu am o afinitate foarte puternică cu ei. Vreau să zic, ei sunt părinții mei și fiecare din noi e o părticică din armonia generală, spuse Teddy.
Vreau să se simtă fericiți atât timp cât trăiesc, pentru că le place să fie fericiți, dar ei nu ne iubesc pe mine și pe Booper, asta-i sora mea, în același fel. Vreau să zic, ei nu par în stare să ne iubească așa cum suntem. Par incapabili să ne iubească dacă nu pot să ne schimbe mereu câte puțin. Ei iubesc rațiunile lor de a ne iubi aproape la fel de mult ca și pe noi și, adesea, chiar mai mult. O asemenea iubire nu-ți aduce aceleași satisfacții. Se întoarce din nou spre Nicholson, cu trupul aplecat puțin înainte. Nu știți cât e ceasul, vă rog?" întrebă. Am lecție de not la 10:30." Mai e vreme," spuse Nicholson înainte de a se uita la ceas. Își ridică manșeta. E doar 10:10." Mulțumesc," răspunse Teddy și se întinse la loc. Putem profita de conversația noastră încă aproximativ 10 minute." Nicholson își coborâ unul din picioare peste marginea șezlongului, se aplecă înainte și strivi mucul țigării sub talpă. După câte înțeleg eu," spuse el, ții morții și la teoria vedantică a reîncarnării." Nu e o teorie, căci face parte din..." Foarte bine," spuse Nicholson repede. Zâmbi și își ridică împăciuitor palmele într-un fel de binecuvântare ironică. Să lăsăm deocamdată această problemă în suspensie. Dă-mi voie să termin." Își încrucișă din nou picioarele musculoase. După câte am auzit, ai reușit să dobândești prin meditație anumite informații care ți-au dat convingerea că, în ultima ta încarnare, ai fost un sfânt indian, dar că, dintr-un motiv sau altul, ai decăzut din starea ta de grație." N-am fost un sfânt," spuse Teddy. Eram doar un ins care făcea progrese spirituale." Foarte bine, orice vei fi fost," zise Nicholson. Problema e însă alta. Tu simți că în ultima ta încarnare ai căzut într-un fel sau altul din starea de grație înainte de iluminarea finală. Așa e sau poate mă..." Așa e," spuse Teddy. Am întâlnit o femeie și a trebuit să pun capăt meditației." Își retrase mâinile de pe brațul șezlongului și își fârâ palmele sub coapse ca și când ar fi vrut să le încălzească. Ar fi trebuit oricum să-mi iau alt trup și să mă întorc din nou pe pământ." Vreau să zic că nu eram atât de desăvârșit din punct de vedere spiritual, încât să nu mai trebuiască să mor, chiar dacă n-aș fi întâlnit-o pe femeia aceea și să urc direct la Brahma și să nu mă mai întorc niciodată pe pământ. Dar n-ar fi trebuit să mă încarnez într-un băiat american dacă n-aș fi cunoscut-o pe femeia aceea. Vreau să zic, e extrem de greu să meditezi și să duci o viață spirituală în America. Oamenii te socotesc nebun dacă încerci să o faci. Într-un fel, chiar și tata mă socotește nebun. Și mama, adică ea zice că nu-mi face bine să mă gândesc atâta la Dumnezeu. Crede că e rău pentru sănătatea mea." Nicholson nu-și lua privirea de la el studiindu-l. Mi se pare că pe ultima ta bandă spuneai că la vârsta de 6 ani ai avut prima ta experiență mistică. E adevărat?" Eram de 6 ani când am descoperit că totul este Dumnezeu și mi s-a ridicat părul vâlvoi," spuse Teddy. Îmi amintesc că era într-o duminică. Sora mea nu era pe atunci decât un țânc și tocmai își bea laptele și așa dintr-o dată am descoperit că ea era Dumnezeu și că laptele era Dumnezeu. Vreau să zic, ea nu făcea altceva decât să-l toarne pe Dumnezeu în Dumnezeu, dacă înțelegeți ce vreau să spun." Nicholson nu scoase niciun cuvânt. Dar încă de la vârsta de 4 ani puteam să ies destul de bine din cadrul dimensiunilor finite," spuse Teddy ca o reflecție târzie. Nu în continuu, dar totuși destul de des." Nicholson dădu din cap. Serios, făcu el, chiar puteai?" Da," zise Teddy, era și asta pe bandă sau poate că era pe banda pe care am înregistrat-o în aprilie, nu sunt tocmai sigur." Nicholson își scoase din nou țigările fără să-și ia ochii de la Teddy. Și cum se iese din dimensiunile finite?" întrebă el și râse odată scurt. Adică, pornind de la un exemplu foarte general, un buștean rămâne buștean, are lungime, lățime?" Nu are, aici vă înșelați," spuse Teddy. Toți își închipuie numai că lucrurile se sfârșesc totdeauna undeva, dar ele nu se sfârșesc. Asta încercam să-i explic profesorului Pete." Își schimbă poziția corpului și scoase o batistă care îți făcea rău să o vezi, murdară și mototolită toată, și își suflă nasul. Motivul pentru care lucrurile par să aibă sfârșit este că acesta e singurul mod în care oamenii știu să le privească. Dar asta nu înseamnă că ele se sfârșesc cu adevărat." Puse batista la loc și se uită la Nicholson. Vreți să vă ridicați brațul o clipă, vă rog?" Brațul? De ce?" Ridicați-l, vă rog, ridicați-l numai o clipă." Nicholson își ridică brațul la câțiva centimetri deasupra șezlongului. Ăsta?" întrebă el. Teddy dădu din cap. Ce e acela?" întrebă apoi. Ce vrei să spui? E brațul meu, e un braț." De unde știți că e?" întrebă Teddy. Știți doar că se numește braț, dar de unde știți că este într-adevăr braț? Aveți vreo dovadă că e braț?"
Nicholson își scoase o țigară din pachet și și-o aprinse. Ca să fiu sincer, cred că asta miroase a cea mai ordinară sofistică, zise el, dând drumul fumului pe gură. E braț pentru numele lui Dumnezeu, pentru că e braț. Mai întâi de toate, are un nume ca să se deosebească de alte obiecte. Vreau să spun, nu poți pur și simplu să... Sunteți doar logic, atâta tot, îl întrerupse Teddy, neimpresionat. Sunt doar cum? Întrebă Nicholson cu un exces de politețe în voce. Logic. Îmi dați pur și simplu un răspuns inteligent absolut normal, zise Teddy. Am încercat să vă ajut. M-ați întrebat cum ies din cadrul dimensiunilor finite când mă simt tentat să o fac. Cu siguranță că nu apelând la logică. Logica e primul lucru de care trebuie să vă debarasați. Nicholson culese cu degetele un fir de tutun de pe limbă. Îl cunoașteți pe Adam? Întrebă Teddy. Pe cine? Pe Adam, din Biblie. Nicholson zâmbi. Nu personal, spuse el sec. Teddy ezită o clipă. Nu fiți supărat pe mine, spuse apoi. Mi-ați pus o întrebare și am... Nu sunt supărat pe tine pentru numele lui Dumnezeu. Ok, spuse Teddy. Stătea din nou lungit în șezlong, dar fața îi era întoarsă spre Nicholson. Știți mărul acela din Biblie pe care l-ar fi mâncat Adam în grădina Raiului? Știți ce era în măr? Logică, logică și fleacuri intelectuale. Asta e tot ce era în el. Așa că, acesta e punctul meu de vedere, dacă vrei să vezi lucrurile așa cum sunt în realitate, ceea ce trebuie să faci este să vomiți mărul. Vreau să zic, dacă îl vomitați, nu o să vă mai bateți capul cu trunchiuri de copac sau mai știu eu ce. Nu o să mai vedeți tot timpul lucrurile sfârșindu-se undeva și veți afla ce este brațul dumneavoastră în realitate, dacă vă interesează. Înțelegeți ce vreau să spun? Mă urmăriți? Te urmăresc, îi răspunse Nicholson destul de scurt. Nenorocirea e că majoritatea oamenilor refuză să vadă lucrurile așa cum sunt. Nici măcar nu vor să se oprească din a se naște și a muri tot timpul. Țin neapărat să vadă mereu trupuri noi, în loc să se oprească și să rămână alături de Dumnezeu, acolo unde într-adevăr sunt fericiți. Reflectă o clipă. În viața mea n-am văzut o asemenea șleachtă de mâncători de mere, spuse apoi și clătină din cap. În acel moment, un steward cu jiletcă albă, care își făcea rondul prin acea zonă, se opri în fața lui Teddy și a lui Nicholson și îi întrebă dacă nu doreau să servească bulionul de dimineață. Nicholson nu răspunse deloc la întrebare. Teddy spuse nu mulțumesc și stewardul își văzu mai departe de drum. Dacă nu vrei să discuți despre acest subiect, nu ești obligat, spuse Nicholson pe neașteptate și cu destulă bruschețe. Scutură scrumul țigării. Dar e adevărat sau nu că ai informat întreaga trupă Lydecker pe Walton, Pete, Larson, Samuels și ceilalți când, unde și în ce condiții își vor găsi sfârșitul? E adevărat sau nu? Nu ești obligat să-mi răspunzi dacă nu vrei, dar după cum se vorbește prin Boston... Nu e adevărat, spuse Teddy categoric. Le-am spus locul și timpul când vor trebui să fie cu multă băgare de seamă. Le-am dezvăluit anumite lucruri pe care ar fi bine să le facă, dar nu le-am spus nimic de felul acesta, adică ceva inevitabil. Își scoase din nou batista și se șterse la nas. Nicholson așteptă privindu-l. Și nu i-am spus profesorului Pitt nimic de soiul ăsta. În primul rând, nu era dintre aceia care tot făceau spirite pe seama mea și îmi puneau o grămadă de întrebări. Vreau să zic, tot ce i-am spus a fost că trebuia să părăsească învățământul odată cu începutul noului an, atât și nimic mai mult. Teddy tăcu o clipă, lăsându-se din nou pe spate. Toți ceilalți profesori pur și simplu m-au forțat să le spun toate fleacurile acelea. Terminasem interviul și înregistrasem banda și se făcuse destul de târziu, dar ei continuau să stea în jurul meu, fumându-și țigările și prostindu-se tot mai mult. Și nu le-ai spus lui Walton sau Larson, de pildă, când, unde și cum or să-și găsească sfârșitul? Insistă Nicholson. Nu, nu le-am spus, răspunse Teddy categoric. Nu le-aș fi spus nimic din lucrurile acelea dacă ei n-ar fi continuat să vorbească numai despre ele. Într-un fel, profesorul Walton a început totul. A spus că ar vrea realmente să știe când o să moară. Poate că ar ști de ce lucrări să se mai ocupe și la care să renunțe și cum să-și folosească cât mai judicios timpul rămas și așa mai departe. Și atunci cu toții au început să-i țină isonul, așa că le-am dezvăluit câte ceva. Nicholson nu scoase nicio vorbă. Nu le-am spus totuși când aveau să moară, spuse Teddy. Sunt simple scorneli, aș fi putut să le spun, dar știam că în sufletul lor nu voiau cu adevărat să afle. Vreau să zic, știam că, deși toți predau religia și filozofia, se tem totuși de moarte. Teddy rămase o clipă tăcut.
E atât de stupid să te temi," zise el. În fond, nu faci altceva decât să scoți răul din tine când mori. Dumnezeule, toți au făcut-o până acum de mii și mii de ori. Numai pentru că nu-și mai amintesc, nu înseamnă că n-au făcut-o. E atât de stupid." Poate că da." Poate că da," zise Nicholson, dar faptul logic rămâne că, oricât de inteligent ai fi, e atât de stupid," repetă Teddy. De pildă, eu am lecția de not cam peste 5 minute. Coborând la bazin, s-ar putea să nu găsesc nicio picătură de apă în el. Poate că azi e ziua când îi schimbă apa, sau mai știu eu ce." S-ar putea întâmpla totuși să mă duc până la marginea bazinului, doar așa, ca să arunc o privire și sora mea ar putea să vină și să-mi dea un brânci. Aș putea să-mi fracturez țeasta și să mor pe loc." Teddy se uită la Nicholson. S-ar putea întâmpla," urma apoi. Sora mea are doar 6 ani și n-a mai fost ființă umană de foarte multe vieți și nici nu ține prea mult la mine, așa că s-ar putea întâmpla. Și totuși, ce-ar fi atât de tragic în asta? Vreau să zic, de ce să mă tem? Ce altceva aș face decât ceea ce se presupune că trebuie să fac?" Nicholson pufni în râs. S-ar putea să nu fie o tragedie din punctul tău de vedere, dar cu siguranță că ar fi un eveniment trist pentru mama și tatăl tău," zise el. Te-ai gândit vreodată la asta?" Da, bineînțeles că m-am gândit," răspunse Teddy, dar asta e numai pentru că ei au nume și sentimente pentru tot ceea ce se întâmplă." Stătea iar cu mâinile sub coapse și le scoase în acest moment, le așeză pe brațele șeslongului și se uită la Nicholson. Îl cunoașteți pe Sven, omul care are în grijă sala de gimnastică?" întrebă el. Așteptă până primi o cuvințare din partea lui Nicholson. Ei bine, dacă Sven ar visa în noaptea asta că i-a murit câinele, ar avea un somn foarte, foarte agitat, fiindcă își iubește tare mult câinele. Dar când s-ar trezi, totul ar fi în ordine. Ar ști că n-a fost decât vis." Nicholson dădu din cap. Ce vrei să spui cu asta?" Vreau să spun că și dacă i-ar muri cu adevărat câinele, lucrurile tot nu s-ar schimba. Numai că n-ar ști nimic, adică nu s-ar trezi până ce n-ar muri el însuși." Cu o expresie detașată, Nicholson își masa ușor ceafa cu mâna dreaptă, cu oarecare voluptate. Mâna stângă, stând nemișcată pe brațul șezlongului, cu o țigară proaspătă, neaprinsă încă, arăta ciudat de albă și de anorganică în soarele strălucitor. Teddy se ridică brusc în picioare. Mă tem că acum trebuie să plec cu adevărat," spuse el. Se așeză ca să vadă dacă îl ține pe suportul de picioare al șezlongului, cu fața spre Nicholson, și se apucă să-și vâre în pantaloni maieul cu mâneci scurte. Mi-a mai rămas aproximativ un minut ca să ajung la lecția de not," urmă el. E tocmai jos pe puntea E." Pot să te întreb de ce i-ai spus profesorului Pete să renunțe la învățământ odată cu începutul noului an?" întrebă Nicholson destul de direct. Îl cunosc bine pe Bob Pete, de aceea te întreb." Teddy își strânse cureaua de crocodil. Doar pentru că e un tip destul de inteligent și la ora actuală predă o mulțime de chestii care nu-i fac deloc bine dacă urmărește cu adevărat un progres spiritual." Îi rețin prea mult atenția. E timpul să-și scoată din cap toate fleacurile astea, nu să vâre în el și mai multe. S-ar putea debarasa de o bună parte din măr încă din viața asta, numai să vrea. E foarte bun la meditație." Teddy se sculă în picioare. Ar fi mai bine să plec acum, n-aș vrea să ajung prea târziu." Nicholson își înălță capul și îl pironi cu privirea, reținându-l pe loc. Ce-i face dacă ai avea posibilitatea să schimbi sistemul de învățământ?" întrebă destul de echivoc. Te-ai gândit vreodată la asta?" Serios că trebuie să plec," zise Teddy. Mai răspundem doar la această întrebare," spuse Nicholson. Educația e de fapt pasiunea mea, asta predau, de asta te întreb." Păi, nu sunt tocmai sigur ce aș face," răspunse Teddy. Un lucru știu însă absolut sigur, că n-aș începe cu ceea ce încep școlile de obicei." Își încrucișă brațele și rămase un moment pe gânduri. Cred că i-aș strânge pe copii la oaltă și i-aș învăța doar cum să mediteze. Aș încerca să le arăt cum să descopere cine sunt, nu cum îi cheamă și alte lucruri de soiul ăsta. Dar cred că, înainte chiar de asta, le-aș cere să-și scoată din cap tot ce le-au spus părinții și ceilalți. Vreau să zic, chiar dacă părinții lor n-au făcut altceva decât să le spună că elefantul e mare, le-aș spune să uite și acest lucru. Elefantul e mare numai atunci când se află lângă cineva, un câine sau o femeie, de pildă. Teddy se mai gândi un moment. Nu le-aș spune nici măcar că elefantul are trompă. Le-aș putea arăta un elefant dacă aș avea unul la îndemână, dar i-aș lăsa pur și simplu să se apropie de elefant fără să cunoască mai multe despre el decât cunoaște elefantul despre ei. La fel și cu iarba și cu toate celelalte.
Nu le-aș spune nici măcar că iarba e verde. Culorile nu sunt numai nume. Vreau să zic, dacă le spui că iarba e verde, aceasta îi face să se aștepte ca iarba să arate într-un anumit fel, felul lor, și nu într-alt fel, care ar putea fi tot așa de bun, dacă nu chiar mai bun. Nu știu, i-aș face pur și simplu să vomite orice bucățică din mărul din care părinții și toți ceilalți i-au silit să muște. Și n-ai risca să crești o generație de ignoranți? De ce? N-ar fi mai ignoranți decât un elefant sau o pasăre sau un copac, zise Teddy. Numai pentru că cineva este într-un anumit fel în loc să se comporte într-alt fel, nu înseamnă că e un ignorant. Nu? Nu, zise Teddy. De altfel, dacă ei ar vrea să-și însușească toate celelalte fleacuri, nume și lucruri, ar putea să o facă foarte bine, dacă au chef, mai târziu, când vor îmbătrâni. Dar aș vrea să înceapă cu adevăratul chip în care trebuie privite lucrurile, nu doar cu chipurile în care le privesc toți ceilalți mâncători de mere, asta voiam să spun. Veni mai aproape de Nicholson și îi întinse mâna. Trebuie să plec acum, sincer, mi-a făcut o deosebită plăcere. Numai o secundă, stai jos un minut, zise Nicholson. Te-ai gândit vreodată că poate ți-ar plăcea să faci o muncă de cercetare când vei crește mare? În domeniul medicinii sau ceva asemănător. Am impresia că, cu inteligența ta, ai putea în cele din urmă... Teddy răspunse fără să se așeze. M-am gândit la asta odată, cu ani în urmă, spuse el. Am stat de vorbă cu mulți medici, clătină din cap. Nu cred că m-ar interesa prea mult. Medicii se află doar la suprafața lucrurilor. Vorbesc mereu numai de celule și de alte asemenea chestii. Aha, dar tu nu acord nicio importanță structurii celulare? Ba da, sigur că da, dar medicii vorbesc despre celule ca și când ar avea o importanță absolută prin ele însele, ca și când nu ar aparține realmente persoanei din care fac parte. Teddy își îndepărtă cu o mână părul de pe frunte. Eu mi-am crescut propriul meu trup, continuă el. Nimeni altcineva n-a făcut acest lucru pentru mine. Așa că, dacă eu l-am crescut, trebuie să fi știut cum să-l cresc, cel puțin inconștient. Se poate să fi pierdut știința conștientă a acestui fapt cândva, în ultimele câteva sute de mii de ani, dar ea trebuie să se afle tot acolo, pentru că, evident, m-am folosit de ea. Aș avea nevoie de destulă meditație și purificare ca să o recapăt, adică știința conștientă, dar nu e așa de greu dacă vrei într-adevăr să o faci. Dacă îți deschizi sufletul în suficientă măsură. Se întinse brusc și ridică mâna lui Nicholson de pe brațul șezlongului. O strânse doar odată cu cordialitate și spuse, la revedere, trebuie să plec. Și de asta dată Nicholson nu mai a avut puterea să-l rețină, atât de repede porni puștul prin intervalul dintre scaune. După plecarea lui, Nicholson rămase nemișcat câteva minute, cu mâinile rezemate de brațele șeslongului și cu țigara tot neaprinsă între degetele mâinii stângi. În cele din urmă, își duse mâna dreaptă la gât, de parcă ar fi vrut să verifice dacă gulerul cămășii era descheiat, apoi își aprinse țigara și rămase din nou complet nemișcat. Fumă țigara până la capăt, pe urmă își lăsă brusc un picior peste marginea șezlongului, strivi mucul sub talpă și, ridicându-se în picioare, își făcu loc cu destulă grabă prin pasaj. Folosind scara de la proră, coborâ destul de sprinten pe puntea de promenadă. Fără să se oprească acolo, continuă să coboare la fel de repede spre puntea principală, apoi pe puntea A, pe puntea B, pe puntea C, pe puntea D. Pe puntea D, scara de la proră se oprea brusc și Nicholson rămase un moment în cumpănă, părând să nu știe încotro să o apuce. Dar deodată zări o persoană care l-ar fi putut scoate din încurcătură. La mijlocul coridorului, o stewardesă ședea pe un scaun în pragul unei bucătării, citind o revistă și fumând. Nicholson se duse la ea, o întrebă repede, îi mulțumi, apoi mai făcu câțiva pași spre proră și deschise o ușă grea de fier pe care scria spre bazin. Aceasta dădea spre o scară care n-avea mochetă. Abia ajunse la jumătatea drumului când auzi un țipăt pătrunzător și prelung, scos evident de o fetiță care avea o rezonanță deosebită ca și când s-ar fi repercutat între patru pereți de piatră. Sfârșit. Ați ascultat 9 povestiri de J.D. Salinger. A citit Simona Soare. Ianuarie 1999.